Bine v-am regăsit, dragii noștri, în direct, în exclusivitate la Roman24.ro pentru a vedea ce se va întâmpla în ultima etapă a campionatului Ligii Florilor 2017-2018 în ceea ce privește formația gazdă CSM Roman, care astăzi va da piept cu una dintre adversarele, să-i spunem, deja de tradiție în actuala și în fostele, de ce nu, campionatele Ligii Naționale, actualmente Liga Florilor, U Cluj. Trecem în revistă cele două loturi. Oaspeții au venit cu un lot format doar din 11 jucătoare, format din Abigail, Vălean, Reca, Tamaș, Florina, Chintoan, Sonia, Vasiliu, Ionica Munteanu, Miruna, Pica, Alexandra, Prodan, Raluca, Petruș, Diana Lazar, Mihaela Anisenocico și Cristina Boian. Delegat principal este Alin Bondar, antrenorul principal, alături de care se află pe bancă și Mircea Cucuian, directorul sportiv al celor de la Cluj. Romanul, poarta apărată, ca de obicei, de Victoria Timoșencova și Andreea Polocoșer, alături de Diana Petrescu-Popescu, le va avea jucătoare de câmp pe Loredana Vartic, Iasna Bolievici-Toscovici, Oana Chitacu, Lăcrămera Câlici, Ana Miriam de Sousa, Tefer Folia, Alexandra Iovănescu, Anca Polocoșer, Ana Maria Pop, Ana Maria Simion, Ionela Simion, Mihaela Stănciulescu și, evident, capitanul Carmen Stoleru. Antrenor principal al formației gazdă este același Dumitru Mușii. Așadar, etapa 26-a a actualei stagiuni aduce Romanul în fața propriilor suporteri. Trebuie să recunoaște și faptul că nu prea s-a înghesuit lumea la acest meci. Probabil mulți dintre dumneavoastră au preferat să urmărească acest duel de pe dispozitivele mobile, urmarea transmisiunii realizate de exclusivitate de Roman24.ro. Un final de campionat care încă mai rezervă așadar ceva necunoscute pentru formația gazdă de astăzi, CSM Roman, dacă deja, să spunem, Clujul s-a cam resemnat, se vede treaba, cu o poziție destul de joasă în clasament, dar fără prea mari emoții de retrogradare. Gazele au parte de o etapă dificilă și cu siguranță vor fi cele care vor trebui să pună osul mai mult la treabă. Aceasta condițiile în care ar fi avut posibilitatea, cel puțin teoretic, să mai urce o poziție în clasament de pe locul 8 pe care îl ocupau înaintea acestui meci, dar nu trebuie uitat că în această rundă a 26-a deja s-a disputat meciul probabil cel mai urmărit în afară de acesta de Roman, care a avut loc sub tâmpa la Corona Brașov, care s-a duelat cu CSM Bistrița. A fost un 37-31, 19-11 la pauză pentru brașovence, care înaintea disputei de astăzi erau la egalitate cu romașcacele. Le obligă la victorie în funcție de golaveraj și rezultatele directe. Va fi stabilită și configurația finală a acestui campionat în Liga Florilor. Un singur meci va începe ceva mai târziu față de această oră, 16. Este vorba despre duelul dintre Rapid București și HM Râmnicu Vâlcea. În rest, sunt cam știute formațiile care vor trage pentru cupele europene, cele care vor părăsi din nefericire Liga Națională și cele care situează în zona de mijlocheată. Un prim atac al formației gazdă, cu
coordonat de către căpitanul Carmen Stoleru, primul șapte, cel mai bun șapte pe care îl putea oferi CSM-ul. Inter dreapta, Iasna Polievici, Toscovici, Ana Miriam de Sousa, intermediar stânga, pivot Alexandra Iovănescu, iar în extreme Ana Maria Gano, acum la minge pe stânga, și Ana Maria Simion în dreapta. Primul portar al acestei partide pentru Roman este Timocecova, dar un gol reușit de Alexandra Iovănescu. Primul minut. Și Ardelegele au primul pozițional. Vedem și distribuția. Sonia Vasiliu, evident, este pivot. Mihaela Nisenocco, o jucătoare care are destul de mulți prieteni, dacă și-a lăsat aici și la Roman. În inter dreapta este Raluca Petruș, în inter stânga acum la minge este Diana Lazar. Și doar 9 metri pe extremă stângă, Abigail Volean în aceste prime momente. Și Cristina Boian este extremă dreapta. O fază la care defensiva Romanului lăsa bine. Evident, sunt create premise pentru spectacol. Recuperează de Sousa, faultată de către Sonia Vasiliu. Pierdut Romanul posibilitatea contre și să vedem. Un avertisment văzut de extrema dreaptă a Cristina Boian la pătrunderea Ana Maria Popa Iuganu, jucătoare de națională. Încă extremă stângă la CSM Roman. Nu poziționa. Putul 3, Romanul are 1-0. Sunt de multe încrucișări. Cum arătau lucrurile, se pregătea aruncarea Iasnei Bolievici. Bolievici vine în centru, aruncă și o mână salvatoare a portăriței Ionica Munteanu, evident, una dintre cele mai valoroase portărițe ale campionatului intern, cel puțin în ultimii ani. Intrată pentru Roman, în faza defensivă, cel puțin și Ionela Simion. Vedem în inter stânga. Centri Bolievici și Miriam de Sousa. Senocico a indicat faza. Preferă să rămână aproape de semicercul mic jucătoarele formației gazdă. Așteaptă construcția ofensivă. Sunt faul, altfel putea țâșni Iasna Bolievici. Aruncare în bară a Dianei Lazar. A depășit și plasa de protecție din spatele portăriței Victoria Timoșencova. Minutul 5, așadar vreo 55 de minute din acest campionat pentru ambele formații. Gănescu cu cușeri, vine de Sousa, aruncă! Gol frumos! Gol de jucătoare de 9 metri. Și chiar dacă este situată înaintea acestui meci pe poziția 11-a, în ierarhie Clujul nu este o echipă de colea. Mai dacă ne uităm în garnitura oferită, dar o formă unor principii ale alternanței nu pot fi toate sezoanele la fel. Nu trebuie uitat că și Romanul în ultimii ani ne învățase, cel puțin pe suporterii din Roman,
specifice ai handball-ului din România, cu prezențe constante și chiar cu accederea în primăvara sau în primăverile, mai bine zis, europene ale întrecerilor internaționale. Una peste alta, probabil sunt momente de tranziție la ambele combatante ale meciului de astăzi. Aruncă și Solero, gol, minutul 6. Deja Romanul are 3-0. Jucare frumoasă și gol. La fel de frumos, măcar Diana Lazar. Romanul ceva mai rapid, minge în extremă la Iugaru și Ana Maria Iugaru Popa scrie, face imediat 4-1, minutul 7. Gol și pentru Cluj, Sonia Vasiliu. Ritm bun, succesivă până la Simion, trebuie să iasă, a trecut într-un 4-2 Romanul. Și Iugano, o mână salvatoare a portăriței Ionica Munteanu. Pas prea lungă pentru Cristina Boian și mingea iese. În schimb de apreciat un ritm, așa ca la spartul târgului, cum se spune. Minutul 7, Romanul are 4-2 și posibilitatea unui nou pozițional. Sousa, Dulevici, au pe brațul de aruncare, da, comis de către Reca Tamaș, avertizată. Deci întrerupt, să vedem ce cauză. Da, Reca Tamaș a fost cea avertizată, evident. Nu văzuse bine announcerul acestui meci. Solero! Și dacă nu e gol, e 7 metri, evident. Alexandra Iovănescu, salutată din semicerc de către adversare și gazele au din nou posibilitatea să interpună 3 goluri între ele și clujence. Ana Maria Simion, jucătoare de braț stâng, evident extremă dreapta, îi lasă mingea Ana Maria Iugano, cealaltă extremă. Are o culcă pe Ionica Munteanu și o învinge. Mare de portar la Cluj, va intra Alexandra Prodan. Dar nu, probabil nu chiar în acest moment. Sănușco! Cerri pe construcție și aruncare în pară! Diane Lazar, șansă de această dată pentru Victoria Timoșencova. S-a ratat însă un tempo și faza se calmează cu un pozițional în care este Ionela Simion și locul ei este luat evident de către pivotul Alexandra Iovănescu. Minutul 9, Roman 5, Cluj 2. Solero, Iugano, minge pe la spate, Simion nu a avut culoar și minge în blocaj. Paș însă, da, era din poziție neregulamentară mingea. Simion o faultează pe Abigail Vălean și vede galbenul. Tu 10 U atacă. Zona centrală, fetă din corp și era Luca Petruș,
este golul cu numărul 3. Trebuie repusă regulamentar în joc această minge. Aceeași schimbare. Ofensiv-ofensiv la Roman. Pozițional început abia acum când Carmen Stoleru indică schema. Probabil din extremă, da! Bară! Bară Ana Maria Simion. Putea fi orice la această fază, nu-i poate fi reproșat nimic extremei dreapta. De partea cealaltă, încă un gol, Ani Solocco. Și în minutul 11, formația vizitatoare se apropie la un singur gol, este 5-4. Roman culoar, Stoleru contată și vedem doar 9 metri aproape și de forțare darul formației rămașcane aruncă în vincul sfârșit Ana Miriam Pisousa, face 6-4 pentru Roman, minutul 12. Sinocco a scăpat rapid către Ana Miriam de Sousa, care vede și ea un cartonaș galben. Nu putem spune că au fost multe durități. Evident, totul se datorează interesului maxim pe care Roman îl are pentru cele 3 puncte puse în joc și de ce să nu ne gândim poate că și Clujul are o motivație suplimentară pentru a învinge aici la Roman. În minutul 13 cartonaș galben văzut de Iasna Bolievici la un fault asupra Dianei Lazar. 9 metri doar. Continuă poziționalul. Da, evident a fost pas și Simion! Ana Maria Simion înscrie pe o contră. Fază de spectacol. Deși este știut faptul că Romanul joacă toate fazele. Și a doua și a treia. Dar nu am vizat de foarte multe ori pe aceste țâșnire ale extremelor pe contre. Este spectacol aici în sala sporturilor, un ritm într-adevăr de nivelul Ligii Naționale, Liga Florilor. 7 metri acum pentru Cluj. A fost faultat Cristina Boian și Ani Mihaela Senocco față în față cu Victoria Timoșencova. Învinge, asemenea înălțime în stânga portarului. Minutul 14, tabela indică 7-5. Bine, și aruncă și de Sousa. Timp de odihnă solicitat de Alin Bondar. De puține ori, cel puțin formația acasă a avut de câștigat atunci când a jucat simplu. Oricum, ea a mai rămas, cel puțin în actuala stagiune, acest prilej de a demonstra ceea ce poate. Va fi după aceea un final de stagiune. Destul de mulți cunoscători ai handball-ului spuneau că s-ar fi terminat ceva cam de vreme campionatul, până când vor fi reluate pregătirile. În fine,
s-a jucat, să nu uităm, și în ultimele zile din decembrie și primele zile din ianuarie anul acesta. Și mai mult ca sigur la toate formațiile vor urma perioade de analiză. Sunt preconizate modificări de trupe. Cert este că după declarațiile administrației locale din Roman, cea care susține în principal formația de handball, handballul de performanță va continua și aici la Roman, chiar dacă fetele nu vor intra în obiectiv. Este ciupită un pic și de Timoșencova, nu are cu cine continua contra, de Sousa, Stolero, Bolevici, autată. Și încă un cartonaș galben văzut de către Diana Lazăr. Ne apropiem de jumătatea primei reprize a unui meci aprig disputat aici la Roman, care gazele conduc la 3 goluri, diferența este 8 la 5. Atent pentru o secundă Iovănescu, de Sousa, nu a putut să continue, ținută de tricou, și prima eliminare de 2 minute văzută de către Sonia Vasiliu la un fault asupra Ani Maria Simion. Romanul în superioritate numerică și beneficiind în continuare de acest pozițional. Bolevici aruncă și înscrie Iasna Bolevici-Toscovici. Minutul 16 pe fază de atac pozițional, Romanul și-a valorificat superioritatea. Iată deja diferență de 4 goluri. Clujul preferă să-și mențină portarul. Vedem bătoiesc acolo pe Ionela Simion. Iese avansat atunci când are ocazia, l-ar arunca Petruș. Așa cum fragmentează evident cerile de construcție ale Clujului. Întreg curat oricum de Hamal până la urmă. Aruncă Senosco, picior salvator al victoriei Timoșencova. Bolevici vine lansat, aruncă pe lung, operează Clujul. Paul și nu au de ce să se grevească, evident, în inferioritate numerică fetelor lui Alin Bondar. Minutul 17, finise cu 4 goluri. Scorul indicat de tabelă fiind 9 la 5. Joc întrerupt pentru ștergerea suprafeței de aici din sala sporturilor din Roman. Poate la pauză se vor umple tribunele. Și intrarea va fi liberă. În rest, în acest sezon, biletele aceste meciuri ale formației gazdă au fost 10 lei. Desigur, cu facilități pentru cei care și-au făcut abonamente. Atentă, Iuganu! Minutul 18. Stolero
Cioră se încerc că nu s-a validat acest gol. Solero! Pentru Simion. Primela Simion. Cautată. Se joacă în efective complete reintrocentru la Cluj. Reca Tamaș. Și pivot pentru gazda aceeași Alexandra Iovănescu. Minge pentru Iovănescu și gol! Șuta cu numărul 10 a gazelor, semnată de către pivotul de bază, să spunem așa. 10 la 5. Sinocico, luată primire de Carmen Soleru. Evidențiu foarte bine cele două jucătoare. Frumos s-a dus aruncarea, însă a trădat-o cu Diana Lazar. Romanul prin Popa Iuganu! Încercat o boltă reușită de efect, zâmbește evident. Tenția nu a fost rea, putea continua cum vrea. Iată ce paradă a victoriei Timoșencu la Senocico. În partea cealaltă 20, rămâne 10 la 5 pentru formația gazdă. Primisă în joc și Anca Polocoșer. Locul Iasne Bolievici. Inter dreapta. Și chiar coordonatoare la această fază. Ținută între dreapta capitanul Carmen Stolero. Sigur va urma schema. Încearcă Alexandru Iovănescu să găsească un culoar de pătrundere pentru una dintre aruncările de pe 9 metri. În extremă nevoită să iasă Ganu. Aruncă de sus, blocaj bun, parada frumoasă a Ionică Imuteanu. Minutul 21. Până la urmă același avantaj de 5 goluri pentru gazdă. La 5. Blocaj! Bun! Intrată în centrul defensivei Romanul și Teafer Folia. Se rea partida. Așa Raluca Petruș, coordonatoare, blocată de Tea Ferfolia. Polocoșer, o vedem, Anca Polocoșer, menținută și pe faza defensivă. În distribuția formației romașcane este și portărița Andreea Polocoșer, verișoară cele două. Atentă! Și Simion, o pasă frumoasă și înscrie Nițu. S-a uitat Ana Miriam de Sousa, trimis mingea în față pentru că știa că o să țâșnească una dintre extreme acolo. 11 la 5, moment în care tehnicianul Alin Gondar solicită un nou timp de odihnă. Evident, în această ediție a Ligii Naționale campioană, fără drept de apel CSM București, au fost destul de multe momente în care se punea problema locului 2, până la urmă s-ar părea că CSM Craiova are prima șansă să rămână pe această poziție. Pe 3, Măgura din Cisnădie, pe 4, Zalăul, pe 5, Vâlcea, pe 6, Bistrița, pe 7, Brașovul, dar e posibil și Romanul, ține de jocul rezultatelor, Dunărea. Vine ceva mai spate, pe 9, după care partea
inferioară a clasamentului cu Slatina Clujul, Danubius, AHM Slobozia și Rapid USL. Metrou București, ultimele două formații, practic având asigurat, dacă se poate spune așa, retrogradarea. Danubiusul de altfel a luat bătaie ieri, 18 mai la 13 goluri de la București, pe teren propriu. Astăzi, Corona, cum spuneam, a bătut Bistrița în aceeași oră, 16. Au loc meciurile dintre Măgura, Cismedie și CSM Slatina și Dunărea Brăila, SCM Craiova. Iar de la 16.30, probabil va începe în foarte scurt timp întâlnirea dintre Rapid București și CSM Cluj-a. O luptă destul de acerbă și pentru rămânerea în Liga Națională. Iată, un gol frumos semnat de Cristina Boian. Minutul 22, tabela indică Roma 19, cu Cluj 6. Dată apărare om la om, Carmen Soleru de către Abigail Vălean, dar și Dumitru Mușii uzează de dreptul său de a solicita timp de odihnă. Într-un moment pe care probabil domnul Iasal a considerat cu potențial, cu avantaj de 5 goluri, Romanul are atacul și oportunitatea de a se desprinde decisiv pentru finalul primei părți a acestei întâlniri și, de ce nu, până la urmă al întregului meci. Sigur, a fost o mișcare tactică. Partida va fi reluată cu pozițional pentru formația gazdă, intrat în minutul 23 deja. Levici. Levici. Pentru De Sousa, parada bună, portăriței Ionica Munteanu, nu au posibilitatea contrei, jucătoarele de la Cluj pe s-au repliat bine romașcancele, însă mingea curs până în extremă și iată un gol în cele din urmă, semnat de către Cristina Boian. S-a răsturnat faza, cum se spune, în loc se ducă în 6 goluri, Romanul are doar 4 acum, care a intrat Diana Petrescu Popescu între buturi. Ulevici aruncă și Ionica Munteanu din nou, face un meci mare. Senocco. Intră în defensivă Tea Ferfolia, jucătoare slovenă, transferată în acest sezon de CSM Roman. Evident, se simte angajamentul fizic al acestei partide. Este nevoie de ștergerea suprafeței de joc. Se fac multe schimbări, dar trebuie să recunoaștem cu toții faptul că a existat un ritm excelent. Pozițional pentru Cluj. Avem spații în zona centrală și pe interdreapta. O circulație bună până în extrema stângă. Nu este nimic. La pătrunderea și aruncarea lui Abigail Volean. Lăsat în spate, faza continuă, faza a treia, contra celor de la Cluj. Gol! De Cristina Boian, 25, de unde a avut în mână șansa de a se duce la 6 goluri. Iată, Romanul are doar un avantaj de 3 goluri, 11-8. S-ar părea că le-a funcționat această tactică de a o scoate din joc tamam pe coordonatoarea celor de la Roman, Carmen Solero. E scurt acum, Ana Maria Simeon înscrie.
face 12 la 8, 20 și același 25. Deci, în blocajul lui Ana Miriam de Susa. Doar încă un pozițional. Situație bună. Bun din nou jocul defensiv al lui Miriam de Sousa. A negat efortul Diane Lazar. 9 metri. Circulație, o mai avansată, Carmen Solero acuză o lovitură cu cotul primită de la Diana Lazaro. Fine, faza circulă, pară, recuperează Romanul și Simion, Ana Maria Simion, gol! A trebuit să a trebuit și oare, sincer, ce să-și reproșeze Ionica Montenă la această fază, 26 este 13 la 8. Pozițional pentru Cluj. Bătăiasă Simion. Practic și-a luat o primire adversară directă. Fază de folia. Bine. Plangea și 7 metri. Ținut după angajarea pivotului Sonia Vasiliu de către echipa din Cluj. Are 2 minute pentru Anca Polocoșer. Interesant de văzut ce va fi până la finalul acestei prime reprize, în condițiile care, iată, se nu-și convinge pe Diana Petrescu Popescu și Romanul, cu om mai puțin pe teren, preferă, așa cum a făcut-o și în ultimele partide, să joace fără portar fază ofensivă pe momentele care are om mai puțin pe teren. Lero de Sousa angajează pe Alexandru Ivănescu, prinsă în menghină de 3 dintre adversare. A fost o lovitură la Mihailan Iseniocco, se ridică aceasta. Funcțional, Sousa, un procedeu din alte sporturi. Risca să fie accidentată Miriam de Sousa. În minutul 28, Romanul are avantaj de 4 goluri, om mai puțin pe teren și atac pozițional, care până la urmă și-a menținut portarul. Blocaj de Sousa. Nu dau drumul nici clujencele prea repede la contra. 7 metri. Sonia Vasiliu faultată. Apărare semicerc. Și intră Andreea Polocoșer, care de regulă cam apără când intră, acum față-față cu Mihaela Anisenocco. Să vedem! Nu și de această dată. Rămâne minutul 28, avantaj de 3 goluri pentru gazdă, care trebuie să tragă câteva zeci de secunde de timp pentru inferioritate numerică. Nu s-a înțeles Simon cu Iovănescu. Poarta este goală, nu a văzut nimeni. La Cluj, diferențile pentru Roma Șcance, dar din extremă, pară și gol! A punctat Cristina Boian, iată cât de mult contează. Să nu speculezi momentele favorabile și de cealaltă parte să le speculezi
colecție care a venit dată de Cluj. Ulevici, o metri. Evident, jenată Carmen Stoleru de apărare avansată făcută asupra ei de Abigail Vălean, care o ia om la om pe tot terenul. Vedem, se aud anumite fluiere din sală care rutează cele două formații. Gano! Gol! Anunța Igalo Popa. Aproape de intercepție, Ferforia. Lăsat, aruncă și scrie rapid Dureca Tamas. Ultimul minut al primei reprize, românul are avantaj de doar 2 goluri, este 14-12. Și își trimite suporterii spre alte 30 de minute cât se poate de interesante în repriza a doua. Bara o salvează pe Ionica Munteanu, va fi o jumătate de minut. Greu, greu de gazde. Nu jur. Nu dă niciun fel de semne că a renunțat vreo secundă la luptă. Acum a fost un faul asupra lui Raluca Petruș. Fugere pusă din afara careului de 9 metri. Semicercul de 9 metri mai zis. Va fi loc doar de oricare. Petruș, blocaj. Și Romanul prin Simion. Nu mai poate face nimic, iată, 14-12 la pauză, Roman, CSM Roman, cu Cluj, meci contând pentru etapa 26-a, ultima a acestui campionat. Doamnelor și domnilor, luăm și noi o scurtă pauză, dar vă invităm să rămâneți alături de Roman24.ro pentru a vedea deznodământul acestui meci încordat. Bine v-am regăsit în direct, dragii noștri, pentru a vedea deznodământul până la urmă al acestui campionat, ediția 2017-2018 a Ligii Naționale Feminine. În sala sporturilor din Roman ne așteaptă repriza a doua a întâlnirii dintre echipa locală CSM și U Cluj, un meci strâns, 14-12 pentru gazde după primele 30 de minute. Condițiile în care au existat și unele ruperi de ritm. Romanul a condus chiar și la 5 goluri, avea posibilitatea să ducă în 6 goluri, dar iată pe Cujenge dispuse să se agațe de orice minge și să își joace până la capăt șansele. Prin pozițional al fetelor pregătite Alin Bondar, nou cu Mihaela Nisenocco, vârf de lance, stând la pândă Sonia Vasiliu pivot. Iată, aruncă Senocco și o învinge pe Diana Petrescu Popescu. Chiar primul minut de la reluare. A intrat în minutul 32 și pe tabelă scrie Roman 14, Cluj 13. Vedem cum vor fi derulate ostilitățile. S-a făcut risipă de efort. Tolero pentru Anca Polucoșer. Blocată aceasta de către Reca Tamaș. Sousa. Polucoșer. I-a apreciat prestația până a portăriței Ionica Munteanu primele 30 de minute. Ia
cartonaș galben solicitat de la masă oficială pentru Dumitru Mușii pentru proteste. Românul atacă, scrie prin capul locoșer. 33, diferență de 2 goluri. Clujul rapidă contra picișările le merg destul de bine. 4-2, gol Viclu. Ferfolia intrată, pivot de conjunctură, greșeală neforțată, cum se poate spune, celor de la Roman și iată Clujul posibilitatea de a egala în mână. Vela indică însă cu 33 16 la 14. S-au dovedit însă periculoase cu jocile. Cum arată și acum Raluca Petruș. 16 la 15, minutul 34. Jenată de o deviere, portărița Victoria Timoșenkova. Din extremă la Simion, cu pământul, gol. Vedem. Da. Este posibil să se fie, să se fi pierdut un gol pentru formația vizitatoare. Da. Atunci când spuneam că este posibilitatea egalării, într-adevăr, era un singur gol, diferență, nu două, în favoarea gazelor. Și să vedem. Minutul 34. Dacă va fi făcută această rectificare. Da, 17 la 16 acum. Și pe noi în eroarea aceea, scăpare a celor de la masă oficială și evident scorul indicat acum de tabelă este cel corect. Petruș, Sinocco, ceva mai avansate rămașcancele, pătoiesc acolo Ferfolia. Zona centrală destul de masivă a formației gazdă, de Sousa, Colocoșer și Ferfolia. Tun 35, are de apărat o diferență de un gol, Romanul. Blochează Colocoșer pe Recatamaș. Mohamed. Petruș, iată 5 minute de la reluare, formația vizitatoare restabilește egalitatea la 17. Ion duce pe CSM Roman din nou un avantaj. S-au schimbat din momentul în care Carmen Stolero a fost luat om la om. Galează Clujul. Beca Tamaș, minutul 36, libertate la 18. Iată același sistem, Alin Bondar o menține pe Abigail Vălean față în față cu Stolero. Meci încrucionat. Românul, dacă scoate un rezultat prost, o face exclusiv pe mâna ei.
Credem însă că nu va fi vorba despre așa ceva. Am văzut descătușările gazdelor în multe momente. Acum însă parcă le lipsește acel curaj de a arunca pe 9 metri și a juca fazele simplu. Iată, așa, de genul acesta. Gol înscris de Ana Miriam de Sousa. 19 la 18, minutul 36. Va fi schema Clujului. Vedem cât vor rezista și cu jecele. Cine au venit cu lotul de 11 jucătoare. Accidentare. Simte o lovitură, o contractură musculară destul de gravă. Una dintre fetele de la U. Nevoie inclusiv de intervenția ambulanțierilor. Să vedem ce a fost vorba. Până la urmă, din punct de vedere sportiv, a fost un contact cumva de joc, nu o intervenție brutală, însă exact cum spuneam, eforturi mari făcute de către cei de la Cluj. Sunt probleme, probleme în continuare. Dacă nu mă înșel, era Luca Petruș căzută. Va avea nevoie de un guler cervical, iată, păcat că se întâmplă asemenea faze. Și va fi scoasă pe targă de pe parchetul sălii sporturilor din Roman. Că a fost nevoie să asistăm la, și la asemenea momente. Asta pe marginea terenului, jucătoarea de la Cluj. Vedem dacă va avea nevoie să fie transportată la spital. Accidentarea destul de gravă. Dacă spunem la o fază de joc, dată, evident, doar cu aruncare de la 9 metri, însă dovadă plus a dăruirii de care dau dovadă ambele formații. Clujul condusă la un gol. Să atace și a fost la post Diana Petrescu-Popescu, a fost un fault între timp. 9 metri doar pentru Cluj. L-a mai avansat și Carmen Stoleru. Și gol! Se restabilește egalitatea minutul 37, 19 la 19. Se ridică până la urmă jucătoarea accidentată, Raluca Petrescu.
Iată, Romanul pierde posesia. Și acum se vede condusă de către formația din Cluj, pe care a luat-o tare în prima repriză. Din fericire însă, Raluca Petruș nu are nimic grav, este pe picioarele ei. Va avea nevoie să mai primească o serie de îngrijiri de la stafful propriu al formației U. Reată Romanul, minutul 38, condusă. Iuganu al doilea pivot, faultată. Și Colocoșer, fără sorții de izbândă, a prea mai văzut o jucată pe Iasna Bolievici. Lunge din arbitru. O șansă pentru Roman, care era din nou într-o postură sensibilă, să spunem. O topic de noroc din ceafa arbitrei, mingea a ieșit în afară. Același pozițional pentru CSM. Cată de Sousa. Pătrăiasă și Senocico și de Catamaș. Nu nimerește poarta Alexandra Iovănescu. Și mai apucă să se replieze. S-au apărat bine romașcancile de această dată la pătrunderea pivotului Sonia Vasiliu. Și trebuie să încerce un nou pozițional, poate din acea postură. Carmen Stolero ar trebui să lase coordonarea și să intre pivot, dacă tot are om la om. Iată, gol reușit de către Ana Miriam de Sousa, dar așa de pe margine ne pricepem toți. Poate să ce se întâmplă pe teren și iată pe Senocico, menținând permanent un ecar de un gol pentru Ardelence. Minutul 40, CSM Roman 20, Cluj 21. Grație zona centrală, Solero, la Pudicearu, ca noua culoar. Șesc romașcancele și posibilitatea de contră pentru Cluj. Faza a treia acum pentru CSM Roman. Bolievici, ce spuneam, și tatăl lui Vănescu, două minute de eliminare pentru Cristina Boian. O pâine de mâncat. Mai fi 20 de minute acest match, pentru ce să ne vedem sura în care vor reuși să speculeze această superioritate numerică. Bolievici! În sfârșit Bolievici și de Sousa au făcut legea în prima repriză acestui meci. Cu acest gen de execuții a schimbat tactica tehnicianul Dumitru Mușii, probabil nu cea mai fericită. Este egal, 21-21, fără portar Clujul. Și cum mai puțin pe teren atacă un 5-0 fără pivot. Până la urmă Ionica Munteanu, cel salvator al Victoriei Timoșecova. Încă este superioritate pentru Roman. Vine Stolero, lansată! Și gol, Carmen Stolero! Răstoarnă din nou balanța. 42. Gazdele preiau din nou conducerea. 22-21. Ce se va întâmpla în următoarele 10 minute va fi decisiv pentru soarta acestui meci.
Da, în continuare nu par să fie probleme mari pentru Raluca Petruș, dar nici nu se știe dacă va putea să mai intre în acest meci. Lucaș bun al Romanului acum, 9 metri. Intră eliminată Cristina Boian. Gol frumos scris din nou de Cluj. Și egalitatea la 22 în minutul 43. Atente romașcancele. A confirmat proverbul cu graba care strică treaba. În blocaj și rămâne posesie pentru Cluj. Primele la margine lui Senocico. Intrăm în minutul 44. Ce jalonare frumoasă a făcut acolo și aduce din nou echipa în avantaj. Jucătoare de Sousa în centru Iuliano, Cocoșer în extremă până la Simeon. Șare de Sousa. Apărare se încerc acolo, dar nu s-a văzut. Avantaj venit pentru oaspete. 9 metri pentru Roman. Minutul 45. Clujul are 23 la 22. Sousa pentru Iuganu Popa. Iese volta de această dată. Romanul egalează. A apucat să strângă acolo Ianu și Acapul Coșer. Ca și de Sousa. La 9 metri. Dar 23 la 23. După ce la pauză reamintim gazele au avut 14 la 12. Senocico! 7 metri. 2 minute de eliminare pentru Simeon. Evident, super motivate clujencele. Scriu din nou. 46, au 24 la 23 fetele de la U. Odihnă solicitat de către profesorul Dumitru Mușii. Unul dintre ultimele time-out-uri de care vom avea parte în acest campionat. Fetele de la CSM vă aștepta o perioadă de vacanță. Vedem undeva prima parte a verii va fi convocarea din nou a lotului. Timp de transferuri va fi. Primele necunoscute sunt jucătoarele care vor pleca. Să nu este exclus ca unele dintre fete să-și fi găsit deja angajamente. Să reamintim și faptul că Romanul vine după o perioadă foarte agitată. Un an greu de instabilitate prin prisma
direcție de antrenor, dar în același timp nu a trebuitat nici faptul că și în aceste condiții a reușit rezultate de excepție, așa că rămân premisele pentru prestații frumoase și în viitoarele ediții de campionat. O vedem intrată pe Ioana Chitacu în extremă dreapta, la Roman va fi înlocuită. Doar pentru moment de portărița Timoșecova. Ganu. Aruncă de Sousa, Iulica Munteanu este la post, aceeași de Sousa recuperează și scrie. Pe teren după fază în care a insistat mult Ana Miriam de Sousa, s-a restabilit egalitatea. Clujul parcă ceva mai proaspăt decât în prima repriză. M-a dus-o pe Ferfolia în centru. GPS 7 metri, să vedem. Crescă la limita forțării, zicem noi, Reca Tamaș. În fine, am avut intenția să îmbruscheze Ana Miriam de Sousa. Una peste alta în acest minut 47, Clujul are din nou posibilitatea să ia un gol în avantaj, poate apără totuși Polocoșan. Nici de această dată nici o șansă nu i-a dat Mihaela Mițenuțco și așa se face că oaspetele sunt din nou în avantaj. Foarte, foarte bătăioasă recatanoasă. CSU pentru Cluj, punctul 48, avantaj pe tabelă, oaspetele au atacul. Este evident, s-a întâmplat ceva ceea ce privește avântul ofensiv al Romanului. Romanul până la urmă un arbitru ceea ce privește jocurile retrogradării. Nu uităm, în ce punct de vedere, nici fugerea de la Slatina, să zicem așa. Cumva să vâneze un trofeu fair play. Merge pe lângă. Iar nu stă mai mult Clujul. Scrie Ian de Sousa, stabilește egalitatea în minutul 49. Nu are o datorie morală măcar față de propriul suporter. Și la revedere de la ei, măcar așa cum a început acest campionat. Ne amintim cu toții, evident, acea victorie frumoasă cu Zalău chiar în prima rundă. Una alta, imediat intrăm în minutul 50 și oaspetele le țin în continuare în șah pe gazdă. Sousa. Văd cam un cot periculos acolo. La urmă, timp de odihnă
solicitat de către Dumitru Mușir. Va fi o repunere din 9 metri a pivotului Alexandru Iovănescu. S-a împins departe de semicercul mic, jucătoarele Romanului. Și cu din ce în ce mai puține soluții ofensive. Iată, meta totuși aruncare în capul coșet. Stabilă egalitatea. 26-26 în sala sporturilor din Roma, doamnelor și domnilor. Ultima etapă actuală a stadionului Liga Florilor. Meci transmis direct în exclusivitate de Roma 24. Pentru prima dată în prepasiv în acest meci Clujul, 2 minute de eliminare în mână-n gât. Ana Miriam de Sousa și lasă echipa în inferioritate numerică într-unul dintre cele mai neprielnice momente, condusă cu 27-26. Formația CSM-ului evoluează în inferioritate. Intrată și ea, jucătoarea cu numărul 8, pe dreapta, luată imediat în primire de către Sonia Vasiliu. Țin de minge romașcancele. Evident, trebuie să se miște repede ca și pivot. Alexandru Iovănescu și-a făcut datoria această fază. Ganu. Telefonat, aruncat exact pe Inca Munteanu. Ciocnit-o pe Carmen Stolero, dar capitanul formației romașcane s-a ridicat. Nu a fost nimic intenționat, evident, însă o probleme la brațul stâng pentru jucătoarea de la CSM. 9 metri în continuare și iarăși luată în primire Carmen Stolero. Cu telefonat de această dată Anca Polo Coșer. Nocco, portăriță. După forțări, trage un pic de timp, evident. Deci, în continuare, în aceeași notă de încrâncenare, suntem deja în minutul 52. Romanul mai are câteva zeci de secunde de inferioritate numerică și un gol mai puțin pe tabelă. Roman, 28 Cluj. Cam intrăm deja în minutul 53. Tănciulescu, Tolero. Nu a putut să coordoneze niciun atac al Roman.
Stăciulescu și Ionica Montanu din nou la post. Goluri handicap pentru gazde, care au condus prima repriză și la 5 goluri. Bine, asta se întâmplă în meciul de handball în Copa de Lume. Au avut 2 goluri avantaj la pauză. Iată, nu știu mai proaspăt. Parada Dani Popescu Petrescu a evitat. Tacu! Tacu! 54, Roman 27, Clujul 28 și atacul. Pătrunderea lui Diana Lazar. Oportunitate din nou pentru formația vizitatoare să ia avantaj de 2 goluri. Mihail Anisimescu. Scrie! Pozițional pentru Roman. Fănescu! Fix de portăriță. Monica Munteanu alături de Mihail Anisimescu. Jucătoarea meciului pentru formația sa astăzi. Nici Romanul nu mai trage cum trăgea. Sănoșco din nou! Trează tot Clujul. Peste. Sousa angajează pe Teafer Folia și este și un gol. Deja aproape lasă brațul pe Carmen Stoleru. Intervenția masorului. Spuneam, se simte drept și drept, trebuie să spunem că risipa de efort, dar până la urmă Cluj a fost echipa care a venit cu un loc mai subțire și a muncit ceva mai mult. Văd și acest gol avantaj pe care îl are în turul 56 21-28 pentru Ardeleci. Rândicu, Iana Popescu-Petrescu. În punct de vedere teoretic, cea de-a treia portăriță a Romanului. Menținută în continuare în trebuturi Stoleru pentru De Sousa și Chitacu. Pinge această linge în plasă. 57. Deja cu jugare 30 de goluri și Romanul doar 29.
folosită, Serocco. Ce circulație bună. Avea acum ceva mai agresivă Carmen Solero. Dacă îi mai rezistă brațul drept. Rază și Diana Popescu Petrescu contra Romanului. Pozițional. Dar gazele nu renunță la pivot. O vedem reintrată pe Sandra Iovănescu, minutul 58. Ganu. Ciocat, o angajare, să spunem așa, de senzație. Da, de senzație nefericită. De Sousa pentru pivot. Și din nou oaspetele invitate să atace. Pozițional pentru Cluj, aceeași Senocco. A făcut cam ce a vrut. Două minute și ceva din acest meci. Ganu adusă în zona centrală. Șovănescu păstrat în extrema stângă pentru CSM Roman. 9 metri pentru Cluj. Gol avantaj. Apără Diana Popescu Petrescu. Contra Romanului, Scolero. Chitacu. Repliasere rapid Clujencele. Exact ca la judo. 2 minute de eliminare evident pentru Reca Tamaș. Romanul are omul pus pe teren în aceste ultime momente. Alexandra Ionescu. 30 la 30. Colero ia om la pe Senocco. Are avansată a romașcanilor. Nevoiți clujenii să o țină în teren pe Ionica Munteanu. Însă pe Senocco, reficind un 9 metri. Nu a trecut foarte, foarte ușor pe acolo. Intrat în ultimul minut. Egalitate. Ce culoare a avut acolo, fără apărare, Romanul. Nu s-a cu 31 la 30. Probabil ultimul atac al gazdelor. Operează Clujul și nu se mai grăbește, evident. Cu mingea victoriei în mână, fetele de la U, aici în sala sporturilor din Roma. Vreo 10 secunde ar mai fi și nu văd cum ar pierde posesia. Timp de odihnă solicitat de Alin Bondar. Și o partidă care încheie unul dintre cele mai triste sezoane pentru formația CSM în ultimii ani. Oricum nici nu ar fi avut cum să tragă mai mult de jumătatea plutonului. Victoria le ajută pe clujence. Și pentru CSM și mai ales pentru suporterii acestei frumoase formații, ce să spunem, poate la anul. Poate
la anul va reînvia un pic ambiția. Pentru că bani au fost băgați în această formație, asta cu certitudine. Una peste alta și noi, cei de la Roman 24.2, trebuie să le mulțumim fetelor, alături de care am fost și la bine și la greu, pentru momentele bune, și să le lansăm promisiunea că și sezoanele viitoare vom fi alături de ele. Până la una, până una alta, să urmărim o bucurie ardelenească a Ciuțara Sportului din Roman. Încă o dată vă mulțumim și dumneavoastră, fără de care nu am exista, cei care urmăriți Roman24.ro online și la toate transmisiunile. Doamnelor și domnilor, iată, punct final și în Liga Florilor, cum și campionatul de fotbal a luat sfârșit în cursul zilei de ieri. Noi vă spunem toate cele bune, să aveți un sezon estival cât mai frumos și să ne reauzim și să ne revedem cu bine. Până atunci, toate cele bune!